Cel puțin 21 de oameni au murit și aproape 150 au fost răniți ieri la Bombay, în India, în urma a 3 atentate simultane care au avut loc în locuri strategice din oraș, în apropierea unor piețe, școli, operei și unul chiar lângă o secție de poliție. Traficul a fost paralizat, iar străzile principale au fost blocate de poliție. Accesul taxiurilor a fost restricționat pe timpul nopții. Și scandalul